Cum ați luat hotărârea să scrieți acest roman? În ce circumstanțe? Sunt multe lucruri de spus legate această întrebare a dumneavoastră. Când se ia o decizie de a scrie o carte, sigur nu e așa abrupt, ci pentru că, în cazul unor scriitori, cărțile îi locuiesc cumva de foarte mult timp. Ele doar așteaptă să poată fi găsite, scoase la lumină, cumva arătate celorlalți. Acum 25 de ani, de exemplu, când probabil că eu îl descoperisem pe Faulkner și descopeream sudul lui și cărțile lui polifonice, îmi închipuiam ca un tânăr iubitor de literatură ce eram că poate voi reuși cândva să scriu o carte cu mai mulți naratori, cu mai multe puncte de vedere. Și o carte complexă. Am și încercat să fac așa ceva acum vreo 18 ani și nu mi-a ieșit pentru că era prea mare ținta. E ca și cum un biet începător, amator, ar vrea să urce Everestul, brusc, acolo sus pe înălțime. Și atunci nu mi-a ieșit. Acum nu mi-a ieșit o carte polifonică, mi-a ieșit o carte a unui singur narator. Dar măcar sunt pe drum. Hai să zic că am urcat cam 10% din Everest, sper, măcar cu acest narator care este copilul. Cartea este povestită din punctul de vedere al unui copil urmărit cam între 7 și 10 ani. Și a fost un pariu să intru în pielea acestei minți și să o fac să fie nu doar convingătoare, ci cât mai expresivă. Sper că mi-a ieșit cât de Da, cât. spuneați în interviuri anii trecuți că scrisul dumneavoastră este disciplinat, ordonat Este. și m-am gândit că ați luat o hotărâre la un moment dat, trebuie să scriu cartea asta în funcție de cutare circumstanțe, nu numai ținând de parcursul dumneavoastră ca Scriitor. scriitor. Da. Sigur că da, aveți perfectă dreptate. Eu tot spun în interviuri și mă tot plâng că scriitorii nu au timp de scris și artiștii nu au timp de lucru. Pictorii nu au timp de pictat, muzicienii nu au timp de compus, pentru că ei trebuie să stea în trafic, să fie nebuniți pe la intersecții, să-și trăiască viețile lor așa cum sunt și care sunt viețile noastre ale tuturor, cu aglomerație, cu stres, cu nervozitate, cu slujbe, trebuie să câștigăm bani și atunci nu avem timp de scris, propriu-zis. Și este o mare, mare dramă. Dacă este să vă răspund la întrebare, atunci, așa, din punctul ăsta de vedere, contextual, cumva și foarte terater, atunci cartea a avut noroc, ea a putut să fie scrisă pentru că acum 2 ani am fost câteva luni la Berlin, l-am însoțit pe soțul meu, Mircea Cărtărescu, care avea acolo la Wissenschaftskolleg o bursă, o bursă de un an ar fi trebuit să fie, noi însă a trebuit să ne întoarcem în țară, că am avut niște probleme de familie. Ne-am întors după 2 luni, dar eu am început cartea acolo. Deci a trebuit să plec din București ca să am 2 luni pentru asta. Dacă aș fi reușit să stau acolo, ea s-ar fi încheiat mult mai repede. Dar ne-am întors și a urmat o fractură de aproape un an, timp în care mi-am reluat joburile și multiplele mele obligații sociale și abia în vacanță am reușit să o termin. Lucrez în timpul vacanțelor. Când ceilalți se duc în concediu, mă bag în sfârșit în camera mea de lucru și mă simt nemaipomenit. Margrit Iursenar zicea că cărțile nu sunt viața, sunt cenușa vieții, dar spunea cărțile te învață să trăiești viața mai acut. Ce aspecte ale vieții vor trăi mai acut cititorii acestui roman? Sau Da, cărțile sunt cenușa vieții, este frumos cum spune ea, este foarte poetic, dar cărțile sunt, depinde din ce unghi le privești, depinde cine le privește, sunt foarte, foarte multe lucruri. Pentru mine, de exemplu, cărțile sunt un fel de mici ochiane cu care te uiți
atât către realitate, cât și către propria ta minte. Sunt cumva cu dus întors. E un continuum între cele două și din asta, din negocierea asta, câștigă până la urmă acel mimesis. Romanul nu este o oglindă purtată de-a lungul unui drum. Este, drumul fiind realitatea, n-ai cum, tot de la realitate pleci, că filtrezi toate lucrurile și le transformi în altceva sau că reconstruiești totul, asta e altă poveste. Dar până la urmă, un simbol de adevăr din propria realitate, din propria experiență, evident există în orice se scrie, fie că e în orice text scris, chiar și cel mai complicat poet ca Mallarmé sau ca Ion Barbu, și el pleacă de la o realitate care a emoției, a sentimentului, a limbii, nu se știe, sau mă rog, poate să fie din toate câte e ceva. Acum, întorcându-mă la realitatea din care pleacă această carte, da, este o realitate traumatică, și întorcându-mă cumva la prima dumneavoastră întrebare și la aceasta, că ele sunt legate, trebuie să punctez într-adevăr că am mizat întotdeauna în literatură pe autenticitate. Mă interesează acest lucru. Cum se vede lumea în care trăiesc eu în literatură. Și am practicat multe genuri literare în care am încercat să fac asta, inclusiv în poezie. Cărțile mele de versuri sunt microromane, adică ele sunt romane, sunt scrise ca un roman. Sunt mici, fiecare text e un mic capitol al unei povești mai mari. Am făcut asta peste tot și am încercat să fiu foarte, foarte aproape de acea lume. O să vă dau un singur exemplu, pentru că întâmplător mă gândeam ieri la asta și mă gândeam cât m-am depărtat de acea tendință a mea din literatura anterioară. În volumul meu Nordul, care este biografia unui copil, a unei fetițe, în versuri, urmărită până în jurul vârstei de 12 ani, vedeți că sunt niște similarități, numai că este alt copil. Prototipul din cele două cărți este alt copil. Acolo păstram imaginea familiei proprii. Eu sunt născută undeva în nordul țării, într-o familie cu mulți copii, sunt al patrulea copil dintr-o familie cu 12 copii și am prins eu autoarea, mi-am început școala în ultimul deceniu comunist. Am prins atât comunismul, exact comunismul ăla crunt, cumplit, extrem de sărac și de coroziv și cu manipularea continuă a tuturor vieților și cu sărăcia aceea îngrozitoare. Prin 1983, nu o să uit niciodată, când au dispărut napolitanele, au dispărut eugeniile. Și nu au mai apărut până după Revoluție. Acest copil, care apare în volumul meu Nordul, volum scris în versuri, este cumva un alter ego al meu. Eu, autoare, am trăit aceste lucruri și acolo păstrez numele fraților mei, numele reale. De altfel, toată cartea este dedicată familiei și fraților mei. Cumva aș spune că acea carte a mea este gradul zero al autenticității în cazul meu. M-am depărtat oarecum de acea idee, cred că m-am depărtat destul de mult din multe, multe motive. N-aș fi putut să scriu această carte fără să mă depărtez. În această carte, cuvintele cheie sunt trei. Una este, un cuvânt este dislexie. Acest copil are niște, se naște imediat în 1986, după explozia reactorului nuclear de la Cernobâl. Și are niște sechele de la naștere pe care cumva el le rezolvă în primii ani de viață, în sensul că ajunge un copil normal, pare complet normal, numai că atunci când ajunge la școală nu poate să citească, nu reușește să citească. Și aici începe o mare, mare dramă a copilului, totul e văzut prin ochii lui, pentru că el devine deodată marginalizat, devine un copil nedezirabil, atât în grupul din care face parte,
după aceea încetul cu încetul din familie, încetul cu încetul îi se ia toată lumea. Este o carte a pierderii lumii, din păcate, de către un copil a implacabilului, a strivirii frumuseții, din strivirii timpurii, a frumuseții din oameni. Eu pot să vă împărtășesc experiența aia de cititor, să spun așa, la mine, să zic așa, cuvântul cheie. Asta era un cuvânt cheie, mai erau două. A fost duioșie. Și m-am gândit, oare ce înseamnă? Așa, folosesc cuvântul ăsta, duioșie, nu știu foarte bine ce înseamnă. Înseamnă o durere, o empatie față de durere. Nu știu, v-ați gândit la cuvânt, la tipul ăsta de sentiment, fiindcă toată cartea e o carte duioasă. Naratorul e foarte prezent. Dumneavoastră spuneți că povestește fetița, dar povestește naratorul luând glasul fetiței dislexice. E o duioșie acolo. Este fetița, într-un fel, care trăiește, totuși e în copilărie. A trebuit să recupereze vocea copilăriei, care nu este deloc fericită, pentru că ea, copilul vede o suprafață, dar desenul din adâncime este cu totul altul. Și aici, din această contradicție, apar restul lucrurilor. Și mă bucur că ați văzut și duioșie, pentru că poate că fără asta nu s-ar vedea atât de clar cealaltă trăsătură a cărții, care este cruzimea și duritatea asta a vieții, care te strivește și care până la urmă, mă rog, își face de cap și prin cartea asta. Al doilea cuvânt, mă lăsați să-l spun? Al doilea cuvânt este legat de dislexie și se numește școală specială. O școală specială, partea a doua a cărții, se petrece într-o școală specială din anii 90, dacă ar fi să o localizăm cumva temporal, adică la puțin timp după Revoluție, unde copilul ajunge la un moment dat și își petrece o parte din copilărie acolo. Și toată povestea asta din școala specială este iarăși o poveste extrem, extrem de dură, pentru că acei copii care sunt în școala aceasta specială, așa erau școlile atunci, școlile pentru copii cu nevoi deosebite, erau extrem de amestecate. Nu știu dacă mai sunt așa astăzi, dar știu că s-au schimbat multe lucruri. Erau atât de amestecate lucrurile încât un copil cu handicap psihic sever putea fi pus la oaltă cu un copil cu handicap fizic care n-avea nicio problemă psihică, în același loc, în aceeași lume, în același dormitor, în aceeași clasă. Un copil traumatizat emoțional, un copil care se tăia cu lama, un copil care îi agresa pe toți ceilalți, care era foarte agresiv, toți acești copii erau împreună. În același loc, în același dormitor, încă o dată subliniez, în același spațiu, în aceeași clasă, în care ei trebuiau să învețe cu aceeași învățătoare sau cu aceiași profesori ceva ce unii puteau să învețe, alții nu. Și am vrut să explorez această lume, m-a interesat foarte mult pentru că am cunoscut-o întâmplător. La un moment dat am ajuns într-o astfel de instituție și a trebuit să preiau un copil care era și să-l duc acasă. Și copilul avea 10 ani și eu eram studentă în anul 1 de facultate și am ajuns, era iarnă, era un frig îngrozitor și am ajuns cu trenul plecând din București acolo și am ajuns cam cu 6 ore mai devreme decât aveam eu trenul cu care urma să plecăm și am rămas în interiorul clădirii pentru că era prea frig afară, n-aveam unde să mergem. Și eram mai protejați acolo și am văzut ce se întâmplă în 6 ore în acea instituție. Acum mult, mult timp.
N-am știut că voi scrie cândva despre asta, că voi folosi acel material, dar evident m-a urmărit și cumva, ca să mă întorc la ceva ce spuneam la începutul discuției noastre, legat de cărțile care ne parazitează, în acest fel ne parazitează. Eu am ajuns acum nu știu câți ani în instituția aceea, acolo toți copiii când te vedeau, veneau la tine, te înconjurau, te prindeau de haine sau de mână și spuneau: mama, du-mă acasă. Toți făceau lucrul acesta. Bineînțeles că n-am putut să plec nemarcată de această situație și că n-am putut să nu mă mai gândesc la ea. Și acum am folosit-o în literatură. În felul acesta cred că vin cărțile, în felul acesta îmi folosesc biografia. Restul este ficțiune. Cam așa e și cu Pelinul Negru. Ok, și cel de-al treilea? Al treilea cuvânt. Al treilea cuvânt este Cernobâl, din păcate. Pelinul Negru este chiar traducerea cuvântului Cernobâl, așa se numește orașul acela, localitatea aceea din Ucraina, în care a explodat acel reactor nuclear în 1986, pe 26 aprilie, la 1 și 23 noaptea, în niște zile minunate de primăvară, așa că am... Le țin minte. Le țineți minte, da. Cum era? Unde erați? Eram cu părinții la iarbă verde. Tocmai. Toată lumea se bucura pentru că se încălzise afară și toată lumea era afară. Noi eram la școală, firește, ne-am făcut toate orele în mod obișnuit, făceam antrenamente, că eram sportivă și făceam antrenamente după amiezele. După aceea ne jucam foarte mult, toate lucrurile au decurs normal și abia după o săptămână a venit cineva să ne dea o pastilă în clasă, când catastrofa de fapt avusese loc. Norul radioactiv zburase practic peste lume. Eu sunt născută în nordul țării, în nordul României, într-un orășel, St. George Bay, care... aproape de Ucraina. Am aflat, este aproape, știam că sunt așa foarte la nord, dar nu știam că sunt chiar în scobitura, acolo unde harta se prinde, e o scobitură în harta României. Ei, acolo în colțul acela sunt niște munți și e și eu acest orășel, Munții Rodne și către Maramureș și așa. Și am aflat că este chiar localitate de graniță. Asta am aflat acum câțiva ani. În următorul fel, pe linie întinsă, așa peste munți, 30 de kilometri doar și ajungi în Ucraina. Ei, eram lângă Ucraina. N-am fi bănuit niciodată și nici eu n-aș fi bănuit niciodată ce s-a întâmplat și probabil că nu aș fi scris cartea asta așa dacă n-aș fi cunoscut foarte îndeaproape cazul, deci cazul copilului care este în cartea aceasta, există în realitate. Dacă n-aș fi avut eu însă, acum câțiva ani, niște momente de revoltă îngrozitoare, când mi-am dat seama ce s-a întâmplat cu adevărat și dacă n-aș fi început să mă informez despre acest lucru atât cât s-a putut, pentru că sunt extrem de puține statistici, pe România nu știu să existe nimic coerent, oricum nimic serios. Sunt statistici pe Belarus, de exemplu, care sunt pe primul deceniu după explozie, deceniu în care copiii, de exemplu, nou-născuții, dacă până atunci 80% erau firește copii sănătoși, după explozie raportul s-a inversat. 80% dintre copii cu sechele. Lucrurile astea sunt lucruri îngrozitoare. Sunt de neînțeles pentru mine. Eu înțeleg că istoria te calcă în picioare. Înțeleg că nu ai de ales. Înțeleg că la un moment dat ești un mic gândac în marele malaxor al nu știu ce, a timpului și a unor minți nebunești. Dar acum 4-5 ani mi-am pus acut problema cine-i de vină. Cine-i de vină? De ce nu există niciodată vinovați pentru lucrurile astea? Cine-i de vină? Că un
reactor nuclear a explodat la nu știu ce distanță în proximitatea locului în care eu m-am născut și am trăit și că aproape toți oamenii de acolo sunt distruși. Cancerele de piele, cancerele de glande tiroidă, acestea cred că sunt cele mai frecvente. Enorm de multe tipuri de cancere au omorât deja foarte mulți oameni. Statisticile arată că, și este una singură foarte serioasă, făcută de un grup de specialiști și publicată acum vreo 7 ani la New York, spun că sunt cam 1 milion de victime până în momentul ăsta, ale accidentului nuclear. Aceste victime sunt victime tăcute. Sunt oameni ca mine și ca dumneavoastră și ca oricine din proximitate. Toți acei copii care au murit, au murit foarte mulți copii, s-au îmbolnăvit după aceea. Toți acei copii care s-au născut cu sechele și ceilalți care încă ne îmbolnăvim și vom continua să ne îmbolnăvim. Pentru că radioactivitatea nu dispare într-un an, în 2, în 10, în 20, în 30. Se estompează. Cernobâlul, sau cum spune fetița, iasmă, e foarte frumos cuvântul ăsta. E doar o realitate sau e și o metaforă în cartea unei molime a lipsii de empatie, a lipsii de înțelegere? Sigur că da. Este foarte bună observația dumneavoastră. Iasma apare într-o secvență din carte care e o punere în abis cumva întregului discurs, a întregii povești. Este un fel de rescriere a poveștii celor 12 lebede. Și acolo apare această poveste cu iasma, care este o travă, care este cea care distruge. Și da, este o metaforă, este o metaforă exactă a istoriei care nu alege, exact a fatalității pe care tu nu o poți învinge, exact a destinului cu care tu nu te poți lupta. Puterile tale sunt prea mici, oricât de mult ai vrea să schimbi lucrurile, pentru că personajul meu, eroina mea, care e despărțită de familie, ajungând în acea școală specială, are o traumă extraordinar de puternică a separării. Și ea încearcă într-un fel simbolic să-și salveze frații ei, cei mulți, cei numeroși. Nu reușește, dar nu o să vă spun dacă reușește să se salveze pe ea sau pe altcineva din jur. O să descopere cititori. A spus la început că e o carte scrisă pe o singură voce. Dar cum ați rezistat la 200 și ceva de pagini să păstrați aceeași tonalitate, același registru și totuși totul se întâmplă, toate cruzimile, toate întâmplările se întâmplă, dar tonul rămâne același, vocea rămâne aceeași. Adică, cred că trebuie ceva tenacitate ca să păstrezi efectul ăsta de-a lungul atâtor. Este vorba exact de percepția copilului. Copilul nu vede cruzimea și încă nu are antene pentru ele. El are, simte toate lucrurile, suferă din cauza lor, dar încă nu le poate pune într-un desen mai complicat. E ca și cum i s-ar da doar bucățele dintr-un puzzle. Nu are interpretarea, nu are accesul la interpretarea acestor stimuli. Și asta este extraordinar de frumos. De aici duioșia, de aici ingenuitatea. Am încercat să prind ingenuitatea acestui copil. M-am străduit din toate puterile să-l fac să rămână copil, să nu se ia de piept nici cu cruzimea, nici cu toate lucrurile din jur. Un copil foarte cuminte, care da, este un copil foarte regulile, cumin. Da. Da, este cu tuturor să se integreze. Da. Este un copil, pentru că el este un copil perfect normal. Este un copil perfect normal și foarte atașant, foarte luminos în sine. Că lucrurile iau altă turnură și că se întâmplă altfel,
în viața ei este contextual. Nu are nicio vină pentru asta. Cum am reușit? O să vă spun cum am reușit eu, autoarea, să scriu cartea. Am reușit extraordinar de greu să scriu cartea asta. Pentru că încărcătura emoțională era atât de mare încât după ce terminam o secvență sau mă așezam la masa de scris, lucram 3-4 ore, în momentul în care terminam, atrocitatea care era dincolo de acest peisaj primitor și plăcut care e mintea copilului care vede totul, ce era în adâncime, mă termina pe mine autorul. Și nu puteam să vorbesc. A fost cartea pe care a scris-o, cred, cel mai greu. Îmi trebuia o oră, două, să ies cumva din povestea asta, din starea asta. Mi se părea mult prea mult ce se petrece și să, pur și simplu, să mă așez pe șinele mele, în propria realitate. Deci a fost o carte extrem de tensionată din punctul ăsta de vedere, care m-a consumat mult. Abia am așteptat să o termin. Povestea cu școala specială, unde a trebuit să identific situații, personaje, tot felul de întâmplări, iarăși a fost devoratoare și am așteptat să o termin gândindu-mă, gata, după ce o termin, mă apuc să scriu literatură pentru copii. Trebuie să-mi revin, să trec spre ceva plăcut, spre ceva de cu totul altă natură, care să mă ducă în altă direcție. La dumneavoastră, scrisul e o formă de aranjare a lumii interioare sau mai degrabă o explorare, o deschidere a ferestrelor spre alte, spre lucruri pe care încă nu le știți? Da, cred că este și una și cealaltă. Sunt tot timpul dornică să încerc lucruri noi în scris. Mă plictisește doar un gen. Și în general le alternez. Eu scriu și versuri. Am început ca poetă. Scriu și literatură pentru copii. Scriu și roman. Mi-e limpede, de exemplu, cum v-am spus și acum. Știu ce voi scrie în continuare. Voi scrie o carte pentru copii. Dar sigur, mai am încă vreo două planuri colaterale. Nu știu când voi scrie poezie din nou. Dar va veni la un moment dat. Și momentul acela. Pentru că după ce merg într-o direcție, simt nevoia să termin cu totul acea defrișare. Da, este o defrișare de teritorii. Fiecare carte este o lume nouă în care eu intru, e ca o junglă. Încep să o cunosc, stau un timp acolo, după care vreau să plec, vreau să mă retrag, vreau să mă duc în alt loc. Din foarte multe motive, nu-mi place să mă repet. Nu, pe de altă parte sunt provocată. Mi se pare că am mai mult de spus, trebuie să fac mai mult de atâta, în alt gen, în altă direcție. După aceea sunt subiecte la care vreau să mă refer, dacă îmi dă Dumnezeu sănătate și timp de lucru. Vreau să mai scriu câte ceva și aceste subiecte, cumva, iarăși vă spun, sunt în mine, sunt în mintea mea, în sertarele minții mele. Urmează doar să le deschid. Dacă eu nu ajung să le deschid, că nu ajung să le deschid, sunt convinsă că până acum am ratat nenumărate sertare și nu o să mă mai întorc pe acolo, pentru că ele ar fi trebuit deschise la un moment dat. Dar am stat într-un autobuz sau mi-am crescut copilul sau am muncit foarte mult sau am făcut altceva și n-am ajuns să deschid sertarul ăla decât așa, în gând. După care n-am mai scris niciodată în direcția aceea și nici nu o să mă mai întorc, cum vă spuneam. O să mă duc către alt sertar deodată, inopinat. Dar totuși sunt câteva lucruri fundamentale. Este un schelet așa fundamental. Mi-e limpede că aș vrea să fac o serie de romane în care să reflect mai mult din
lumea nordului meu transilvan, o lume pe care o cunosc foarte bine și care este spectaculoasă în sine, pentru că are foarte mulți eroi, are foarte multe personaje, are mituri, are... E așa, ca în Macondo, a lui Marquez, are o mulțime de povești fabuloase pe care eu le cunosc și pe care nu le-am spus niciodată. E păcat să nu le spun. Sper să apuc la un moment dat să le spun. Și plus că ea se ramifică și se dezvoltă în continuu. Deci intenționez să fac o serie de romane. Dar, v-am spus, planul meu, pasul meu următor este o carte pentru copii. Vreau să... Mi-e dor de asta. Eu am scris o carte... Am scris mai multe cărți pentru copii și am scris un roman, Ferbonia, un fantasy, unde tot așa am descoperit o lume. Și mi-a plăcut acolo. Și nu vreau să-mi las eroii rătăcind prin aiure, așa, prin fantezie. Vreau să mă întorc un pic, să-i mai așez în ceva. Dacă n-aș fi fost scriitoare, probabil aș fi fost... Aș fi fost multe lucruri. Povestea asta... Eu și am fost multe lucruri. La noi știți cum este. Scrisul este un hobby, nu, cum vă spuneam, ca și bănuiesc că și muzica, și nu știu cine trăiește din scris. Nu știu pe nimeni să trăiască. Nu, vreau să spun, adică, ba, da, știu. Am câțiva prieteni care sunt dedicați scrisului, care stau acasă și doar încearcă să scrie, însă au o viață grea. Nu poți să trăiești din scris la noi. În alte țări, da, în alte țări se poate trăi foarte bine. Sunt politici excelente de încurajare a scriitorilor. Dar asta poate ajungem mai încolo la discuția asta. Nu știu dacă mai ajungem. Pentru că îmi place să vă răspund, să vă spun câte slujbe am avut. Chiar i-am spus băiatului meu care astăzi și-a luat buletinul. Are 14 ani și azi a mers să-și scoată buletinul. Era foarte fericit și i-am spus, uite, eu la 17 ani eram vânzătoare într-un bar. După aceea am lucrat, am avut o mică afacere, tot așa, ca să pot trăi. Vindeam, Ioana Brada, am auzit că vindea prosoape prin, nu știu, prin piață. Eu vindeam lucruri prin cămine studențești. Deci ăsta a fost felul care am putut eu să supraviețuiesc în București la facultate. După aceea am lucrat în fast food-uri. Am fost reprezentantă de vânzări pe la firme de vase, nu știu de care. Nu vreau să spun de care. A fost o experiență traumatică. Am fost inclusiv, și asta am spus în alt roman al meu, O pasăre pe sârmă, am fost manechin viu într-o vitrină. Am făcut și jobul ăsta de manechin viu în vitrină. Am lucrat în presă. Am lucrat în edituri. Am lucrat în enorm de multe locuri și de mulți ani... Îmi place foarte mult să lucrez cu copii și fac cursuri de scriere creativă pentru copii și adolescenți și am niște cursuri care n-au ieșit, cred că sunt o treabă bună, de literatură română pentru copii și aici lucrez cu copii mici. Și e bine așa. Și predau, am predat română, dar predau mai mult contextual. Am predat și franceză. Și caruselul ăsta de profesie, așa, unele după altele, în avalanșă, cred că a început cândva în copilărie, când mi-am dat seama că aș vrea să fac croitorie. Aș fi fost probabil croitoreasă. Dacă n-aș fi intrat la facultate, dacă n-ar fi plecat comunismul din România, foarte posibil să fi ajuns croitoreasă, cum frații mei ajungeau mineri, pentru că asta era, așa se școlariza în colțul acela de lume. Băieții erau făcuți mineri și fetele ajungeau în fabrica de tricotaj a orașului. Și era foarte greu să ajungi să-ți faci studiile într-un oraș mai mare, pentru noi cei născuți în orașele mici, așa. Așa că nu se știe, cumva istoria...
a mai schimbat niște rotițe și a fost și de partea mea, probabil ca noastră a tuturor. Sper să rămână de partea noastră și ferească Dumnezeu să se mai schimbe niște rotițe, că e insuportabil. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem la următorul volum.